Un bărbat în vârstă de 45 de ani a reușit să dea jos 127 de kilograme într-un mod foarte simplu. Acesta nu a folosit medicamente și nici nu s-a operat. Ajunsese să cântărească 217 kg și purta mărimea opticel. Conform cancan.ro, bărbatul obișnuia să mănânce în fiecare zi cipsuri plăcinte și cârnați. Din cauza stilului de viață nesănătos pe care l-a avusese o perioadă mult mai îndelungată, acesta ajunsese să cântărească 217 kg și să poarte mărimea la haine 8XL. Pe lângă kilogramele foarte multe pe care le avea, bărbatul dezvoltase și foarte multe probleme de sănătate, precum diabet, tensiune arterială mare, colesterol și apnee. Ajuns într-o situație care îi punea viața în pericol, a decis să facă o schimbare radicală. A început să adopte o alimentație sănătoasă, evitând în primul rând preparatele fast food. Pentru a reuși să dea jos 127 de kilograme, bărbatul a înlocuit mâncarea nesănătoasă cu alimente precum carne slabă, pește, sucuri naturale din legume și fructe și să facă plimbări din ce în ce mai lungi. Mai mult, bărbatul a apelat și la o metodă banală care a accelerat și mai mult organismul să ardă mai multe calorii. A parcurs pe jos 9700 de kilometri. Îmi era greu să merg până la serviciu. Ieșeam atât de rar că eram aproape complet imobilizat. Era din ce în ce mai greu pe măsură ce luam în greutate, iar lumea mea practic se micșora. Acum încap în scaunul mașinii mele, în autobuze, trenuri și avioane. Nu mai stau cu teama că se poate rupe banca cu mine. Pot să-mi cumpăr haine de oriunde și să-mi pun singur șosetele. Pot să merg kilometri întregi, să alerg și să cobor am mărturisit bărbatul, relatează Cancan.ro. Pungro.